ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna ianuarie 2023. Este o ședință cu ordine destul de complexă, cu proiecte pe ordinea de zi care vor avea impact foarte important, zicem noi, asupra dezvoltării comunității 2023. Rog pe doamna președintă să preia conducerea ședinței și să prezinte ordinea de zi. Bună ziua! În conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, 27 din 20 ianuarie 2023, deschidem lucrările ședinței ordinare ale Consiliului Local al orașului Dărmănești, astăzi, 30 ianuarie 2023, cu prezența fizică a celor 17 consilieri aleși, cu următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Aprobarea proiectului ordinei de zi a ședinței ordinare din 30 ianuarie 2023. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Se abține cineva? Votul împotrivă? Nu. În unanimitate de voturi acest punct a fost aprobat. Trecem la punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27 decembrie 2022. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă nu sunt. Și acest proiect a fost aprobat. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 6 ianuarie 2023. Supunem la vot cine este pentru. Abțineri, voturi împotrivă nu sunt. Și acest punct a fost aprobat în unanimitate. Punctul numărul 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17 ianuarie 2023. Supunem la vot cine este pentru. Abțineri. Voturi împotrivă nu sunt. Și punctul numărul 4 a fost aprobat în unanimitate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2023. Inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Dăm cuvântul domnului primar, dacă are de adăugat. Foarte pe scurt, este un proiect de buget care pune accent deosebit pe investițiile pe care le vom demara în 2023. După cum știți, mai multe surse de finanțare externe și chiar guvernamentale au fost puse la dispoziția autorităților publice locale în 2022 și în 2023. Ca atare, pe fiecare axă de finanțare, Primăria orașului Dărmănești a depus cereri de finanțare. O parte din aceste proiecte sunt deja semnate, o parte vor fi semnate în prima parte a anului 2023. Sigur că venim cu proiecte și din anii anteriori, proiecte cu impact major asupra dezvoltării comunității și avem pentru prima dată în, eu știu, istoria de după 1990, cel mai mare buget alocat pentru investiții. Așa cum spuneam, acest buget este format din surse locale, mă refer la partea de investiții, fonduri naționale și fonduri europene. La partea de venituri, bugetul este de 6 ori mai mare decât era în urmă cu câțiva ani, doar câțiva ani, și cea mai mare parte, adică mai bine de 70% din acești bani sunt alocați pentru dezvoltare, pentru proiectele de investiții. Cea mai mare provocare a anului 2023 este aceea de a asigura cofinanțări pentru aceste proiecte, pentru că la fiecare proiect, fie că este cu fonduri naționale, fie cu fonduri europene, trebuie să avem asigurată o cofinanțare. Atât pe sursa A, cât și pe sursa E, avem investiții și parte din aceste cofinanțări sunt asigurate din excedentul pe care l-am avut la 31 decembrie. Excedent înregistrat în mare parte datorită faptului că nu toate sumele pe care le-am alocat în 2022 au fost cheltuite în cadrul proiectelor și ne-au rămas câteva sume pe care le vom cheltui în prima parte a anului 2023. Și dau aici două exemple.
Este vorba de proiectul de asfaltare a celor 7 străzi, care în proporție de 90% a fost implementat până în decembrie 2022. Din cauza vremii neprielnice am oprit acea finanțare și ea va continua imediat cum vremea ne permite. Și al doilea proiect la care fac referire este extinderea rețelei de iluminat la coada lacului, care, la fel, un proiect major derulat pe mai mulți ani, mai are un rest de achitat în 2023. Iată că această idee de a investi în comunitate continuă serios și în 2023. Avem, așa cum spuneam, proiecte care sunt în derulare, proiecte care sunt semnate, contractele de finanțare și urmează să facem licitații pentru execuție, cum este cazul șoselei de centură, proiecte care sunt în faza de studii și proiecte, proiecte care sunt la nivel de aprobare în lista sinteză sau, eu știu, la Compania Națională de Investiții sau la PNRR și urmează să semne contractele de finanțare. Atât lista de investiții la sursa A, cât și la sursa E vizează în principal investiții în comunitate. Cele mai multe investiții se duc spre modernizarea străzilor. Amintesc aici proiectul care îl avem la Compania Națională de Investiții în fază foarte avansată, 16 milioane de lei, modernizarea străzilor din cartierul Brătulești, ce a mai rămas. Avem extinderi de gaze, șosea de centură, casă de cultură și așa mai departe. Nu o să le exemplific pe toate pentru că sunt multe proiecte. O să rog pe doamna contabil șef, în sinteză, să ne prezinte câteva date despre proiecția de buget, așa cum am gândit-o noi, pentru anul 2023. Pentru buget pentru anul 2023, la venituri ca valoare 66.369,61 lei, iar la cheltuieli 70.968,61 lei. Din aceștia, pe parte de secțiuni de funcționare și la venituri și la cheltuieli avem 20.869,58 lei, iar la dezvoltare, ca venituri 45.500, iar la cheltuieli 50.099,03 lei. Valoric, cei 50.000 se regăsesc în anexa privind lista investițiilor. O parte din deficitul care îl folosim pe lista de investiții vine din excedentul anilor anteriori, adică 4.599.000 de lei. La sursa E, ca venituri 1.205.000 lei, chiar ca cheltuieli 1.205.000 lei. Din funcționare 675.000 de lei, și la venituri și la cheltuieli, iar la dezvoltare, tot în lista de investiții, 530.000 de lei pe care cheltuiem. Mulțumesc. Dacă sunt ceva întrebări legate de buget, dacă nu fac precizarea că pe comisie au fost avizele au fost favorabile pe toate cele trei comisii. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților romilor la nivelul UAT orașul Dărmănești pentru anul 2023. Inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Precizări aici? Câteva precizări. În fiecare an, așa cum spuneam și pe comisii, Consiliul Local aprobă planul local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților romilor la nivelul orașului Dărmănești. Avem anexa la hotărâre în care este detaliat acest plan de local de acțiune, tipurile de activități și așa mai departe. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Precizăm că pe comisie acest proiect a fost în unanimitate aprobat. Supunem la vot acum. Cine este pentru? Abțineri, voturi împotrivă, nu sunt.
în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivel UAT orașul Dărmănești pentru anul 2023, inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Ca și în cazul proiectului de hotărâre precedent și în cazul acestui proiect, aprobăm planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Dărmănești. Avem aici o anexă. În anexă sunt detaliate toate aceste activități care sunt desfășurate și care sunt prinse în planul anual de acțiune, pe tipuri de servicii și așa mai departe. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, mulțumesc. Precizăm și aici că pe comisie acest proiect a fost discutat și aprobat. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Nu sunt. În unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social centru de zi pentru persoane vârstnice. Cod serviciu aferent, fără personalitate juridică, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială a orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Domnul primar, aveți ceva? Câteva precizări. Spuneam cu ceva timp în urmă că în decembrie, la sfârșitul lunii decembrie, am finalizat acel proiect finanțat de program operațional regional din cadrul fostei zone spital Dărmănești, acea clădire a fostului spital, care încă de la început i-am dat destinația de centru de zi pentru persoane vârstnice. Prima etapă am încheiat-o, s-a finalizat lucrările, avem recepția la terminarea lucrărilor și astăzi, prin acest proiect de hotărâre, începem să dăm viață acestui obiectiv. Prin articolul 1 înființăm serviciul social centru de zi pentru persoane vârstnice și avem un cod acolo, este fără personalitate juridică, aflat în cadrul și subordinea Direcției de Asistență Socială Dărmănești. El va funcționa în strada Dumbravei numărul 7. Aprobăm organigrama serviciului și statul de funcții, aprobăm regulamentul de organizare și funcționare. Aprobăm modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială și, așa cum am discutat pe comisie, în cazul în care, pentru licențiere, vor fi solicitate posturi în plus, vom veni cu un proiect de modificare a acestei organigrame în sensul de a introduce suplimentar și acele poziții care ne sunt cerute pentru licențiere. Discuțiile pe care le-am avut noi cu cei de la ADR au fost să mergem ad literam cu posturile pe care le-am scris la momentul T0 începerea de finanțare, să avem, dacă e posibil, contracte de colaborare cu diversi specialiști din zonă și, dacă este posibil, să redirecționăm din cadrul aparatului de specialitate a primarului persoane pentru a asigura funcționarea acestui centru de zi. Au fost câteva precizări la ședințele pe comisii, nu știu, poate domnul secretar și le-a notat, de corectat cu kinetoterapeutul, da, nu medic kinetoterapeut, descris în regulamentul de organizare și funcționare numărul de beneficiari, și eu știu că este 110, și sub rezerva că la licențiere, dacă ni se cer date suplimentare, venim și facem o corecție la acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Supunem la vot și acest punct. Cine este pentru? Se abține cineva? O abținere? Voturi împotrivă? Nu sunt. Cu 16 voturi pentru și o abținere și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Dacă sunt precizări aici? Da. Pentru că am aprobat proiectul de hotărâre anterior, unde am vorbit de organigrama și de statul de funcție acestui serviciu social, sigur că trebuie să intervenim și asupra
organigramii și a statului de funcție aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. Asta facem prin acest proiect de hotărâre. Se aprobă modificarea și completarea organigramii și a statului de funcție al aparatului de specialitate, conform modificărilor pe care le-am făcut anterior. Îl rog pe domnul secretar, articolul 1, să completeze și să scrie, se aprobă modificarea și completarea organigramei și a statului de funcție, pentru că în articol este doar statul de funcție. În rest, nu sunt alte modificări. După aceste precizări, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al asistenților personali, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023, inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești. Câteva precizări. În anul 2022 a fost aprobată hotărârea de guvern 1447 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, la 3.000 de lei. Sigur că, în baza legislației în vigoare, salariile din aparatul de specialitate sunt aprobate prin hotărârea Consiliului Local, având un maxim și un minim. Maximul este legat de salariul viceprimarului, iar minimul este legat de salariul minim pe țară. Pentru că până în decembrie 2022, acest salariu minim pe țară a fost de 2550 și ținând cont de hotărârea pe guvern pe care am precizat-o, 1447, care crește de la 1 ianuarie acest salariu minim pe țară la 3000 de lei, am venit cu acest proiect, inițiat acest proiect de hotărâre, care reglementează care sunt care este cuantumul brut al salariilor de bază la nivelul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și vorbim aici de funcții publice, funcții contractuale. Precizăm că în 2023 indemnizația de hrană este în cuantum de 347 lei brut. La fel, în 2023 beneficiază salariații de vouchere de vacanță în cuantum de 1450. În 2023, salariile de demnitate publică rămân înghețate așa cum au fost și în anii anteriori, din 2020 încoace. Spunem noi că tot de la 1 ianuarie 2023, cuantumul brut al salariului de bază al asistenților personali ai persoanei cu handicap se stabilește conform anexei numărul 3. Asistenții medicali sunt reglementați prin anexa numărul 4. Și la articolul 8 se precizează că salariile de bază potrivit prezentului proiect de hotărâre se acordă prin dispoziție a primarului. Spuneam că în funcție de felul în care vom încasa în 2023 taxele și impozitele, cred eu că undeva în jurul datei de 1 aprilie sau luna aprilie, în funcție, repet, de ce s-a încasat, vom mai avea o discuție pe marginea acestor drepturi salariale, pentru că dorința noastră este să avem un echilibru între taxele și impozitele care le plătesc cetățenii în orașul Dărmănești și nivelul salariilor pe care le au angajați. Mulțumesc! Și doamna președinte, și-a două chestii mai aici. La anexa 1, asta am uitat să le precizez pe comisie. Salariul minim acolo e la 2023, nu 2022, nu? Da, 2023. Da, și la anexa 4, la asistentul medical, acolo scrie 1900 și dedesubt mai este un rând 2500. Acolo care e salariul minim? E 3000, nu? E la fel, e 3000. Dar 3000. Ei au pe altă anexă. Ei au pe altă anexă și la ei se menține 1900 sau 2500? Nu, ei au o grilă care e mult mai mare. Grila aia lor, că spune undeva că la asistenții medicali se respectă grila din stabilitate. Ok, și care e? Care e? 1900 sau 2500? Că sunt două acolo trecute. Eu văd 2500, da? Da, dar era 2550, nu era 2500, nu? Deci, aici, doamna, nu știu. Trebuie vorbit cu doamna contabil, dar va fi corectată și asta, da? Ok.
Și așa cum am discutat cu comisii către final, voiam să solicit un punct de vedere din partea salariaților care au participat la negocierea din, mă rog, atunci când ați făcut-o, da? Din care să rezulte sau să fie evidențiată refuzul acestora de a accepta propunerea. Deci da? În demajorare. Preambulul hotărârii, da, nu știu, ați făcut trimitere la acest proces de val, domnul secretar? Da. Este deci, făcut trimitere. Procesele verbale de negociere colectivă a salariului brute, numărul 1412 și 1555. Deci sunt în preambulul hotărârii acele procese. Deci salariații care așa să ofere un punct de vedere și dacă este necesar, domnul secretar, să-mi spune să depun și o cerere, dacă este necesar. Vă gândesc să dați consemnă totuși un proces verbal? Este procesul verbal și... Ok. Bine, mulțumesc. După aceste precizări, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Voturi împotrivă. 4 voturi împotrivă. Cu 13 voturi pentru și 4 voturi împotrivă și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre, punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești. Județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024, inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Precizările aici? Aprobăm organizarea rețelei școlare unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești. Acest proiect de hotărâre a avut la bază adresele unităților de învățământ cu personalitate juridică pe raza orașului Dărmănești. Acest proiect a fost transmis către ISJ, am primit avizul favorabil din partea ISJ-ului și ca atare îl supunem votului, da? Și sperăm ca în 2023 să nu apară modificări, 2023-2024, să nu apară modificări substanțiale în, eu știu, numericul școlilor cu personalitate juridică, în așa fel încât să dezechilibreze cumva sistemul și să avem probleme cu vreo școală cu personalitatea juridică, pentru că avem două unități de învățământ care sunt puțin peste limita minimă admisă. În rest, n-am ce completa. Acolo, la o singură precizare, acolo, la localitate, la școala Plopu și Lapoș, să fie Lapoș, nu Lăpoș. Notează, Cristi. Da, da. Să fie modificată, să nu fie probleme după aceea, că trebuie să fie Lăpoș. Deci vezi în proiectul de hotărâre. Anexa care? Anexa 1. Anexa numărul 1. La punctul 9. Școala gimnazială Lapoș, școala gimnazială Clopu, Lăpoș. Ba, te rog, notează tu astea și te uiți ca să luăm. Da? Să nu schimbăm denumirea, după aceea după aceea o să avem probleme cu... Aici văd că scrie la mine, scrie Lapoș. Da. Ok, mulțumim, mergem mai departe. Supunem la vot. Cine este pentru? Și obținere din perspectiva puții. Da. Abțineri una, voturi împotrivă nu sunt. Cu 16 voturi pentru și o abținere și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior propuse spre exploatare provenind din produse principale și tăieri de conservare din fondul forestier aluat de orașul Dărmănești pe anul 2022. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Câteva precizări, spuneam și în, cu alte ocazii că UAT Oraș Dărmănești are în patrimoniu o suprafață de 1300 și ceva de hectare de pădure. Sigur că o bună perioadă de timp am evitat tăierile, chiar și cele recomandate de amenajamentul silvic. În acest an propunem valorificarea a unei cantități, a unui volum de 2619 metri cub, aferent anului 2022. Deci în anul 2022, spre sfârșitul anului, am făcut cu Ocolul Silvic, care ne gestionează această suprafață, câteva lucrări de marcare în anumite parcele, atât cu tăieri principale, conservare și așa mai departe, rezultând un volum de 2619 metri cub. Practic,
prin acest proiect de hotărâre, dorim să valorificăm această masă lemnoasă, care este pe picior, printr-o licitație publică cu strigare. Fac precizarea că sumele pe care le vom încasa din aceste valorificări de acest volum de masă lemnoasă, vor fi aceste sume dirijate spre investiții. Deci dacă mai devreme, la aprobarea bugetului, am vorbit de modernizări de străzi, extinderi de rețele de gaze, modernizări de școli și așa mai departe, iată că o parte din acești bani care finanțează sau cofinanțează proiectele amintite, vin și din valorificarea acestor resurse pe care noi le avem. Repet, 2.619 metri cub. Sperăm ca la licitație să se înscrie mai mulți operatori economici, în așa fel încât să ne putem atinge și obiectivul stabilit în lista de prețuri, pentru că avem o listă de prețuri acolo. Atât, dacă sunt întrebări, dacă sunt. Supunem la vot, dacă nu sunt precizări, alte precizări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Voturi împotrivă. Cu 17 voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 115 din 21.10.2022 privind aprobarea implementării proiectului achiziție măturător stradal în vederea dotării Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul OAT Orașul Dărmănești, județul Bacău. Precizări aici? Da, este vorba de un proiect cu finanțare europeană. Sursa de finanțare vine prin AFIR. Ne-am propus să achiziționăm un măturător stradal pentru că suprafața de stradă asfaltată a crescut. E nevoie de investiții în a asigura, eu știu, curățenia pe domeniul public și domeniul privat. Am depus această cerere care vizează 68.500 de euro din fonduri europene, diferența o punem noi, pentru achiziția unui măturător. Sigur că am primit o clarificare la această cerere și proiectul de hotărâre pe care îl supun astăzi aprobării dumneavoastră vizează reglarea între suma pe care o solicităm din fonduri europene și TVA-ul pe care trebuie să-l susținem noi. Mulțumesc! Mulțumim, avizat pe comisie și acest proiect de hotărâre îl supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă nu sunt. În unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor loturi de teren aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului primar orașului Dărmănești. Aici. Da, spuneam și pe comisii că interesul nostru este să obținem cât mai multe venituri din bunurile pe care le are OAT Oraș Dărmănești. Astăzi venim cu o listă de loturi de teren, propunem închirierea prin licitație publică și adjudecarea la cel mai mare preț oferit a celor 22 de loturi de teren care astăzi sunt în diverse faze. Spuneam că în mare parte aceste loturi sunt închiriate de persoane fizice sau de persoane juridice de la gaza orașului Dărmănești. O parte din aceste loturi sunt undeva la limita expirării. Pentru o parte din aceste loturi nu am avut cadastru făcut și conform codului administrativ trebuie să le cadastrăm. Mare parte din aceste sau sigur, toate aceste loturi supuse astăzi proiectului de hotărâre sunt și cadastrate. Este doar un prim proiect. În perioada următoare vom mai veni cu câteva loturi pentru închiriere și câteva loturi pentru concesiune. Practic, prin aceste concesiuni și închirieri, pe de o parte, societățile comerciale de pe raza orașului Dărmănești care au solicitare desfășoară activități economice pe aceste terenuri, pe de altă parte, persoanele fizice care au nevoie de aceste loturi de teren, sigur, își rezolvă problemele și nu în ultimul rând, noi reușim să încasăm niște sume care nu sunt de neglijat și care completează bugetul de venituri ale OAT-ului, care, spuneam și mai devreme, nu este prea generos. Mulțumesc!
avizat pe comisii și acest proiect îl supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Nu sunt. În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre de la punctul 14 a fost aprobat. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a imobilului clădire CorpCer, Centru de Recuperare Medicală, situat în strada Dumbravei numărul 7, în suprafață de 136 metri pătrați, număr cadastral 6211, aflat în domeniul public al UAT orașul Dărmănești, inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Dacă sunt precizări? Sigur, câteva precizări voi face și aici. Încă de la preluarea mandatului 2016 am spus că una din prioritățile noastre este strict legată de investiția în sănătatea cetățenilor orașului Dărmănești. La acel moment am identificat mai multe clădiri pe raza orașului Dărmănești care erau într-o stare avansată de degradare, în care aparțineau domeniului public sau domeniului privat al UAT Oraș Dărmănești. Am investit în aceste clădiri. În mare parte ele sunt cantonate în zona fostului spital de la Dărmănești, situat în strada Dumbravei numărul 7. O parte din aceste clădiri au fost închiriate și se desfășoară activitate medicală acolo. O parte, și este vorba astăzi de CorpCer2, care până nu de mult avea statut de spălătorie. Astăzi, sau ședința anterioară, am transformat denumirea acestui CorpCer2 din spălătorie în Centru de Recuperare Medicală. Astăzi parcurgem procedura de aprobare pentru închirierea prin licitație publică deschisă a acestui imobil. Sigur, el va avea destinație medicală, așa cum am spus, Centru de Recuperare Medicală. Sperăm ca medicii sau cei care desfășoară activitate în domeniul medical să fie interesați de închirierea acestui corp de clădire și, sigur, cu investiții private să doteze acest centru, atât cu mobilier cât și cu aparatură și, în scurt timp, cetățenii de pe raza orașului Dărmănești sunt și nu numai să poată beneficia de un centru de recuperare medical. Deci, spuneam, este una din acele clădiri aflate într-o stare avansată de degradare, la care noi am dat viață. I-am dat viață în sensul că am făcut acele lucrări de investiții, dar trebuie să continuăm și să avem activitate medicală acolo de recuperare pentru a putea să ne atingem acel obiectiv, creșterea sănătății sau gradului de sănătate a cetățeanului din orașul Dărmănești. Mulțumesc! În urma avizării pe comisie acestui proiect, îl supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Nu sunt. În unanimitate de voturi și acest proiect a fost aprobat. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului normei de hrană ce se acordă preșcolarilor din cadrul grădiniței de program prelungit numărul 1 de stat a Liceului Tehnologic Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului, primar orașului Dărmănești. Dacă aveți precizări. Este vorba de grădinița cu program prelungit, ursulețul Martinel. În decembrie am primit o adresă de la Liceul Tehnologic, de la doamna directora Sandei, prin care ne solicita și ne propunea majorarea costului normei de hrană a preșcolarilor de la program prelungit, spune dumneavoastră, de la 9 lei la 12 lei pe zi, datorită majorărilor de preț. Sigur că acest lucru se face printr-o hotărâre a Consiliului Local, nu susținem noi această majorare de la 9 la 12 lei, această sumă este achitată de părinții care au copii în acest centru, dar este o formalitate, legislația prevede aprobarea prin Consiliul Local a acestei sume care asigură norma de hrană pentru preșcolari. Am inițiat acest proiect pentru că deja sunt în deficit cei de la liceu. Știm că prețurile au crescut foarte mult la alimente, iar cuantumul de 9 lei nu mai asigură necesar. Mulțumim! Supunem la vot și acest proiect avizat de comisii. Cine este pentru?
abțineri, voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. Punctul numărul 17 și ultimul de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare între orașul Dărmănești și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului HUB de servicii MMSS II MMS cod aferent, inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești. Precizări aici, vă rog. Este un proiect care se desfășoară la nivel național. În cadrul proiectelor se vor achiziționa echipamente care vor fi puse la dispoziția tuturor celor 3181 de unități administrative teritoriale de la nivel de țară care sunt partenere în acest proiect. Practic, Ministerul de Resort a Muncii și Solidarității Sociale prin PNRR a obținut o finanțare care să faciliteze mult mai mult decât a făcut-o până acum privind serviciile pe care le prestează cetățenilor și în cadrul direcțiilor de asistență socială din fiecare UAT care este partener s-a propus stabilirea unui protocol de colaborare. În urma acestui protocol de colaborare și noi la Dărmănești vom primi anumite echipamente care țin de logistică, care țin de programe de calculatoare și așa mai departe, în așa fel încât la nivel național să vorbim de o voce comună în relația cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Protocolul este standard, este transmis de minister prin direcțiile județene și practic până mâine avem termen de, am și pus pe ordinea de zi, de a aproba acest proiect pentru a putea deveni și noi parte, partener în proiectul mare. Mulțumesc! Mulțumim! Supunem la vot și acest proiect de hotărâre realizat pe comisii. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Aș vrea la diverse, dacă sunt ceva din partea colegilor, urmând după aceea să vorbească domnul Ardelea. Facem o ordine. Diverse, dacă se înscrie vreun consilier local? Eu. Mileas, domnul Potfas. Unul, da. Vă rog, domnul Potfas. Domnul Debrici. Voi fi foarte scurt și așa aș vrea să mă întorc un pic la proiectul numărul 10. Votul meu a fost pentru aprobarea salariului, nivelului salariului. Știu că sunt mai multe proiecte care depind de această previziune bugetară care o facem la început de an și așa, dar am două precizări. Consider că nu toți cei care au fost prezenți în momentul semnării acelui creștere salarială a înțeles ce anume au votat sau mai bine ce nu au votat, așa, și am ferma convingere că în cel mai mult scurt timp posibil, în măsura în care încasările la bugetul local ne va permite, va avea loc o nouă rundă de negocieri cu oamenii din Așa cum am spus, propun aprilie. Și de ce am această convingere? Pentru că nu mai mult cu 5-7 luni de zile am aprobat în unanimitate toți cei 17 consilieri o creștere salarială cu aproximativ 17%. Și nu aș vrea să înțeleagă nimeni că nu ne dorim o bunăstare a fiecărui cetățean, a fiecărui om, a fiecărui salariat. Știm cu toții că trăim niște vremuri destul de grele și orice ban contează. De asta, cel mai ok ar fi, adică cifrele, când sunt prezentate, nu mai lasă loc nici de interpretări, absolut nimic. Dar am convingerea că totul o să fie bine pentru toată lumea. Mulțumim, domnule. O chestie mai stringentă, am mers la strada Dioceilor, acolo la blocul, când intru în colonie, e un șans cu grilaj de fier, care au câteva bare rupte. Când e intervenit foarte rapid, până nu se mai rupe ceva, că rămâne... Urmă, zona noastră aici, în centru, zona Dărmănești, a evoluat foarte mult ca aspect, s-a modificat, a rămas acoperișul ăsta, la mega imaj care arată jalnic, ar trebui luat în calcul, vedeți cum găsiți soluții pe modificări, că e păcat, a rămas ca o pată
urâtă în centru ăsta care s-a modificat. Să știți că, dacă vă amintiți, anul trecut am avut pe ordinea de zi pentru modernizare. Valoarea acestei construcții a pieții pentru reparație este mult mai mare decât ne-am imaginat noi. Deci acolo trebuie să făcute niște lucrări, schimbat integral acoperișul, pentru că da, nu mai asigură ceea ce trebuie. Și ca atare, trebuie să urmărim o finanțare externă. Deci ca să facem o treabă serioasă și să fie și estetică, și de calitate, și conformă din toate punctele de vedere, ne trebuie o sumă mare. Adică însemnând cel puțin 5 milioane de euro. Ca să facem lucrul ăsta avem nevoie de o expertiză. În cursul anului, și sper să reușim să găsim resurse financiare, să facem o expertiză acolo, să vedem exact ce trebuie făcut și cum trebuie făcut, și acest lucru pleacă de la expertiză, după care trebuie să avem un daliu, niște indicatori, unde ne ducem și ce ne ducem, și după care să obținem o finanțare. Să știți că noi, dacă avem acea expertiză, putem să ne ducem, cred că, și pe componenta 10, pe fondul local, așa cum ne-am dus cu liceul, cu școala 2, cu grădinița cu de jos. Nu am avut aceste expertize, axele se deschid rapid, până le faci, până le am pierdut. Există varianta să facem o reparație din buget local, care ne dă peste cap, adică ne ducem 100% spre 5 milioane de lei. Dacă mergem la suprafața aia de acoperiș cu panou sandwich, că asta e, pentru că trebuie izolații, doar acoperișul, suprafața de acoperiș înseamnă mult, plus, mi-a spus arhitectul șef, stabilitatea acoperișului, nu știu ce probleme mai sunt acolo, plus termosistemul exterior, ce avem acolo, tâmplărie și așa mai departe. Deci, ținta a fost să găsim o sursă externă, începem cu o expertiză pe care o vom face în 2023, cu niște indicatori pe care vom aproba să vedem unde ajungem cu valoarea și, sigur, dacă găsim și o sursă de finanțare. Iarăși o urgență e unde e stadionul ăsta, terenul din da. Centru, sunt alea două șosele înguste care ies. Aia despre o grădiniță, aia e frecventată cu mașini. E în pantă și ești cu botul direct în drum. Sunt cetățeni care locuiesc acolo sau sunt mașina de gunoi care circulă, facă o șură, așa. Ar trebui urgent pus o oglindă concavă și probabil acolo ar trebui ridicat să scadă, e o pantă, ar trebui mai bine, ca să, acum iarna cu un pic de gheață, e foarte periculos, oamenii ies cu botul în drum și un pic de baraj, poți să ieși și treci o mașină. Deci o intervenție provizorie putem să facem acum, acolo știți că avem un obiectiv, construirea creșei. Acolo vor intra camioane de tonaj mare și turnarea unui asfalt sau ceva. Acolo nu face decât să fie o lucrare. Nu, trebuie... Da. Vom încărca, vedem ce se întâmplă la... Și o oglindă concavă la ieșire. Vedem dacă trebuie mai ușor. Dar exact. Una dintre propunerile mele era să vedem dacă putem cumpăra strada asta, partea asta de jos dinspre Sihoglu, dacă am putea cumpăra 2 metri, să lărgim acel... Ah, ideea, pentru perfect. Că dacă vom dezvolta acel obiectiv mare, chiar dacă suntem cu sensul unic... Dacă nu, făcut cu sensul unic, să intre... Așa vom face, dar dacă am putea lărgi un pic, ar fi excelent acolo. E strada care, de la strada Poiana, se unește cu strada de la spital, unde e parcare. S-a lărgit foarte frumos acolo, știu că o să fie lucrarea anul ăsta, să fie asfaltare pe acolo. La intrarea în Poiana, strada Poiana este foarte frumoasă, cu două sensuri, dar aici, pe biserică, se îngustează foarte mult. Mi s-a întâmplat personal, m-am întâlnit cu mașina de gunoi, trebuie să tragi până în gard, am trecut așa, foarte încet, acolo trebuie găsit o soluție. În părerea mea nu specializă, părerea mea este că rigola de pe partea dreaptă tehnică, un cobor de la biserică, a trebuit făcută gen cu vidrumul de la schiene, făcut șanțul și cu placările alea de beton, să poți cercul cu mașina. Pentru, eu știu, dumneavoastră vă spun că avem și proiect tehnic acolo, este făcut, nu, dacă vă uitați în proiect, sigur găsiți și soluția, soluția dată de proiectant. În 2023 am aprobat în buget asfaltarea acelei străzi. Sigur că proiectantul ne-a spus, dom'le, nu puteți să vorbiți cu cetățenii să retragă gardul. A fost ideal pentru că acea stradă
s-a îngustat, s-a gătuit în zona bisericii datorită faptului că niște binevoitori cetățeni ai noștri au intrat cu gardurile în drum. Din cauza aia, vedeți mai în spate, mi-am dat gardul, s-a lăgit, acolo apare o ștrangulare. Acum, dacă cineva care nu știu cine e proprietar acolo ar dori să retragă gardul, poate un metru, că nu-i vorba de mai mult. În aval e gardul margine și e pancă la aval, deci, acolo trebuie să încarci. Noi putem unde să facem un zid de sprijin. Da, dacă îi cunoașteți pe oameni și dacă vor rapide... Dacă trebuie să cetățeni cu locuințe, cu curți, cu... Deci acolo unde se poate, nu dărâmăm... Și e inițiată de gaz acolo, nu e mai problemă. E o chestie... Deci noi avem o problemă că toți avem și cu gardul în drum. Avem o problemă cu primii comunitari. Ați văzut că acum am arătat și deci nu numai cu care sunt. Vin foarte, foarte des, am informații, dar n-am ce doresc. În schimb, propun niște camere de supraveghere în anumite zone. Că vin mașini dimineața și aduc câini. Am observat și eu câini noi, chiar în zona Chitic, de exemplu. Câini. Să știți că povestea asta cu câini aduși e de mult și am alegat și eu după chimera asta, n-am vrut să o oprim. Avem peste 100 de camere în orașul Dărmănești puse în zone de arcăvene și n-am văzut, n-am prins în zona Muncii Trotului. E posibil. Deci e foarte des dintre mașini. Vă spun ce v-au spus și mie altceva. În schimb, eu am văzut câini apărând noi în anumite zone. Care nu-i ideez în fiecare. În un moment dat mai apoi. Eu îi băsesc mai apoi. Bine ar fi să dea Dumnezeu să prindă. Alte probleme, dacă mă vă rog, s-a scris domnul consilier Tebresin. Vă rog. Da. Am abordat și eu. Ca să ascultat și eu. Da, ca să ascultat și voi. Da, da, cu fuga. O mică problemă. Au spus niște cetățeni că aici, pe strada Muncii, aproape de intersecție, se parchează foarte mult joia și au fost blocate intrările. M-am avut aminte... Strada Muncii, mai exact? Care aici, după complex, în partea asta. Da, s-au blocat intrările, au trebuit să meargă la servici, au întârziat la servici. Au tras în fața porților, nu? Da, le-au tras în fața porților, n-au lăsat nici măcar un număr de telefon ca să fie contactați și au întârziat la servici. Aceeași problemă cu câinii au apărut foarte mulți și pe zona gării. O să vă propun un proiect de hotărâre pentru alocarea unor resurse clare, pentru că o să vedeți, totul e în jurul banilor. Avem mai multe variante. Una dintre variante este... Și am avut o discuție cu municipiul Moineș, care are un centru autorizat, să le ducem câinii acolo. O să vedeți ce cost înseamnă pe zi și atunci ne asumăm împreună. Dacă reușim să ducem câinii acolo, cât ducem, cât plătim, pentru că am avut discuția asta. Au și ei limitat acolo în padocul autorizat. Dar dacă asta ar fi o primă soluție, a doua soluție ar fi să facem la noi ce avem aici, înseamnă o schemă de personal de 6-7 oameni și o investiție de minim 200-300 de mii de lei. Într-o minim ori. Și împreună luăm decizii, sigur, poate să vedem și resursa financiară de unde, pentru că trebuie să avem din ce. Mai și din punctul de vedere nu avem nicio chestie. Da. Da? Varianta cu colaborarea ar fi un pic mai o altă problemă acolo la intersecția cu triajul, la triaj, chiar la intrare, la triaj acolo, trebuie pusă o lampă, că este un tuneric. Să nu te strog. Deci trece în calea ferată, da? Nu trece calea ferată, deci cum... Este o lampă veche care iluminează în curtea lui nenea ăla de acolo. Trebuie făcut cumva să lumineze... Aveam o zonă care nu aveam rețea. Zic de ce n-am mai schimbat, pentru că era pusă înainte și ilumina curtea și nu mi s-a părut în regulă. Trebuie să ilumineze domeniul cu... Da, eu știu că aveam o zonă care nu era rețea acolo, nu știu... Chiar au intersecții în asocii, și trebuie să și o altă problemă ar fi pe Gubeniu, e dezastru. Am venit de la largă, de la școală, e dezastru prin pe Gubeniu, și acolo la pod, la granița dintre Dofteana și asta, atâta este pragul, nu se mai poate acolo trece. Să vedem cum ne permite vremea, că e săpat, acum nu știu dacă putem să intervenim acolo. Știți că avem acel proiect pentru canalizare la Lopu și la Pogubenea, la peste 3.000. Să dea Dumnezeu, peste 2.000, să dea Dumnezeu să ne aprobe cererea de finanțare, este în analiză, se pare că sunt șanse mari. De aia am
cumva am oprit asfaltarea de la Ploiești, pentru că eram pe Compania Națională de Investiții cu două proiecte majore, un proiect pe Brătulești și un proiect pe Plopuș și ei m-au întrebat 2023 care, pentru că am depus pentru canalizare Plopuș și Păgubeni, am oprit acolo lucrările de asfaltare și ne-am dus pe zona de Brătulești și am trecut, spuneam mai devreme, în ședința de buget, 16 milioane de lei vom obține la Brătulești. Am finalizat cu partea de apă și cu partea de gaze la Plopu și dacă reușim să facem canalizare, vă dați seama că o să fie iar un întreg... După aia să ne ducem. Dar aici, cu niște piatră, cu siguranță se poate... Și acolo, la pod. La pod se poate fără probleme. Da? Nu aici, la podul. La podul de la ieșire. La ieșire, spre Dofian. Deci, fără niciun fel de... Eu, sincer, prevăzusem în 2023 să asfaltăm, așa am gândit noi, înainte de a apărea axa pe PNRR cu canalizare peste 2000 de locuitori. Asfaltăm Plopul pe Compania Națională de Investiții și pe guvernul de la pod de aici până la ieșire din bugetul local. Faptul că a apărut această șansă de a face și canalizare, am gândit altă strategie și sper să câștigăm partea asta de canalizare. Mulțumesc!